cu Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Jucăm dublu sau nimic în deșteptarea. În această dimineață jucăm pentru 3200 de euro. Avem 400 pentru început, dublăm la 800, 1600 și poate 3200 la final. Cătălin din Craiova e cu noi, bună dimineața! Salut, Cătălin! Bună dimineața! Salutare! Bună dimineața! Cătălin, ești pregătit pentru atâția bani? Ai unde să-i pui? Da, da. Ai cu ce să-i transporti? Sperăm. Găsim, n-ar fi o problemă. Am înțeles. Ce noroc pe tine să nimerești exact azi când avem cel mai mare premiu al ediției. Păi, m-am și gândit când am văzut că mă sunați, Doamne ajută să fie Europa FM. Cei de la Europa FM, exact, exact. Foarte bine. Ce plan ai pentru astăzi? E pe tot sau... Să sperăm. Îmi place că se pleacă de la o premiză bună. Îl simt un pic tensionat așa. Na, normal. Atent, ca înainte de curs. E mult mai dificil la în direct decât decât de pe margine. Sunt condiții de examen. Da. Ești singurel acolo sau? Da. Da, servici, lucrez în vânzări, mai mult pe teren. Am tras undeva pe dreapta. Ești pe stradă, cere ajutor. Da. Sunt bani buni, un apel. Da. Oameni buni! Bună dimineața! Am o rugăminte, nu vreți să câștigăm împreună și o să păstrați banii? Da. Bine! Cătăline! Da. Într-un fel e mai bine că, uite de exemplu... Hai că poți! Ieri. Așa. Ai ascultat concursul de ieri, Cătălin? Da, l-am ascultat cu domnul de unde s-a întrerupt. Mamă, săracul, și-a pierdut semnalul, dă-i, și erau 30 de oameni într-un autocar, el era cu încă 5 pe lângă el. Da, am auzit. Și ai văzut că uneori, vezi, chiar dacă sunt mulți în preajma ta, când i-am adresat întrebarea cu fructul fagului, da. S-a creat acolo, era că îi auzeam, murmurau toți, săracul n-a mai înțeles nimic, n-a apucat să răspundă corect, așa că încerc în felul ăsta să te încurajez că și singur se poate face treaba, uneori e chiar mai bine să fii tu singur stăpân pe ceea ce cunoști, mai ales că întrebările nu sunt neapărat extrem de dificile. Da, sper să nu-mi pierd și eu semnalul, că sunt tot așa într-o zonă mai... Păi hai să nu forțăm lucrurile. Da. Probleme, dar să vedem. Cătălin, dacă ești pregătit, noi suntem gata să-i dăm drumul întrebărilor. Da. 4 la număr, tu ai 6 secunde pentru fiecare răspuns. Ești ok cu asta, da? Da. Bine, domnule, baftă multă, Cătălin din Craiova. Mulțumesc. Încearcă să ia astăzi 3200 de euro la dublu sau nimic. 400 de euro. Cătălin, la prima întrebare mi-am dat mai greu mie decât ție, pentru că trebuie să recit niște versuri. Da. Așadar, cărui poet îi aparțin următoarele versuri? Cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Sunt încă mici și tată n-au și George nu mai vine. Eminescu. Bune. Și George. Azi că e mai greu. Și George nu mai vine. Și George Coșbuc. Asta. Poezia Mama. Cred că e hitul lui numărul 1. A lui Coșbuc. E top. Mama? Da. Hai mă că e... Nu e adevărat. De pe al doilea album. E cu El Zorab, cu... Unde, mă, că e cunoscută, și mamă. Ce nu mai vine, nu... În clasa întâi am făcut-o prima dată și ultima dată. Păi da, mai ești pe clasa întâi. Da, nu mai vreau să Cătăline, da, mult succes cu fotbalul acolo la voi. Aveți două echipe, aveți grijă de ele. Bucurați-vă. Vine weekendul, vin meciurile. Te salutăm, numai bine. Îmi pare rău, Cătălin. Da, la revedere, weekend numai bun. Bine. Deci... Te rog frumos să le spui aceste versuri copiilor tăi. Da. Și o să te întrebe. Deci când zici, cu tine două fete stau și torc în rând cu tine. Și Răducu o să te întrebe. Dar fetele torc ca pisicile? Bravo. Și să văd ce le, să vezi ce le spui. Radu are mereu probleme de genul ăsta. Da. Știi? Eu vine uneori și mă întreabă fel de fel de cuvinte. Uneori torc ca pisicile, tăticule, dar deocamdată e prea devreme să te explic. Dublu sau nimic. Cel mai deștept concurs radio revine luni în deș
deșteptarea la Europa FM.